De multe ori ne dorim ca momentele dragi să ne rămână întipărite în minte, iar bijuteriile cu flori presate sunt o metodă inedită de a păstra amintirile vii cât mai mult timp. Vedeți cât de mult te pot impresiona hortenziile în cercei sau florile de morcov sălbatic în coliere. De exemplu, asta este hortensie, rudbechia, o frunză de steajar, nemțișor, romaniță, trifoi, floare de trifoi, trandafir. Nu știu, pot să vă le spun, cred că cam pe toate. După ce le culeg, le pun de obicei în cărți. Preferat să fie cărți vechi, pentru că cărțile noi au foi cumva lucioase și ele nu sunt foarte bune pentru uscarea plantelor. La fel am o presă pentru flori unde tot le usuc și după asta le păstrez într-un jurnal de fotografii. În plină iarnă, ea creează bijuterii din flori presate. Ana Grigorovskaya confecționează cele mai gingașe accesorii pentru femei. M-am gândit că mi-ar plăcea să le am eu și m-am gândit să fac mai întâi pentru mine ceva. După asta, mai mulți prieteni au văzut, au reacționat și au vrut și ei aceste bijuterii. Și așa cred că și a început să le fac pentru vânzare chiar. Că orice fată, femeie care poartă o bucată de natură ca bijuterie este o adevărată zână. De fapt, tânăra este absolventa Facultății de Arte Plastice a Universității Ion Creangă din capitală. Sunt ilustratoare, de fapt. Fac cam tot ce este bijuterie, cercei, pandative, inele, agrafie, broșe. De exemplu, acum sunt foarte întrebate cu hortensie, această floare. Tot timpul a fost întrebat floarea de morcov sălbatic. Ea este așa mai elegantă. Această floare pot spune că a fost tot timpul foarte întrebată. Trandafirii tot. Asta este un pandativ cu nemțișor de câmp. Inele cu lună. De obicei, luna nouă ar semnifica un început nou, dacă să vorbim de semnificații. Ana a deja învățat și tehnicile de păstrare ale creațiilor sale, iar acum se poate mândri cu o colecție de câteva albume pline de flori. Aici este un fel de carte improvizată, este o presă pentru flori. Florile de obicei se usucă 2 săptămâni aproximativ în ea și după asta sunt bune pentru bijuterii.